Suplimentări 2. Suplimentări 2. Să punem abătări suplimentările. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017. Rectificarea bugetului local pe anul 2017 conform anexei la prezent. Domnul primar. Aici e vorba de învățământ. S-au primit sume de bani alocate pentru învățământ. Ajutorul din clădiri care a venit acum, chiar ieri am fost anunțat și am băgat în rectificare. Și e vorba de alimentare, gaze naturale, mortalități, suma de 59,19 în vederea realizării destinției de extindere de gaze naturale. Vreau de proiectul de gaz care a început, care vă spuneam că se face extindere la Băncescu, plus Valea Seagă Galben, care urmează a fi scos la licitație. Deci, cam asta e. Dacă sunt clarități, le citim împreună, dacă sunteți de acord. Altcineva ceva de obiectat? Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea la înregistrare în contabilitatea sumei de 9.240 de lei valoare contabilă reprezentând estimare încăpere în suprafață construit de 14 metri pătrați aflat la parterul blocului de locuințe din satul Nicolae Bălcescu folosit pentru amplasarea echipamentelor necesare pentru serviciul de telefonie de pe raza comunei conform contractului de închiriere numărul 78/5/2000. E vorba de un spațiu la poștă, în spate, 14 metri pătrați, unde sunt echipamente de telefonie. A fost în inventarul primăriei, era vorba de suprafață. Acum se cere să se cere o valoare. S-a făcut o evaluare, e vorba de 9.240 a valorii spațiului. E un spațiu care a fost întotdeauna folosit pentru echipamente la poștă acolo. Ei plătesc o chirie, Rom Telecom, nu poștă. Plătesc o chirie la primărie. După 90 a fost prins în inventarul primăriei și acum... Și acum zice, îi dăm o valoare ca să poți să-l cumpere? Sau nu-l cumpără nimeni, nu. E vorba de inventar, pur și simplu. Da. Se înregistrează în contabilitate valoarea. Noi păstram ca și obiectiv, dar nu avea valoare. Pentru că n-a fost... Acum figura ca și spațiu, dar fără valoare. Și a fost calculat suprafața. Și plătește chirii perfect. Îi plătesc, da. Plătește de primărie. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării inventarului domeniului public al comunei Nicolae Bălcescu al unor suprafețe de teren având categoria de folosință drum. Aprobarea introducerii inventarului domeniului public al comunei Nicolae Bălcescu al unor suprafețe de teren. Dacă dați voi, este vorba de câteva drumuri care în spatele cimitirului ortodox, dacă știți bucățica aia, lângă cimitir, nu-i băgat în domeniul public. Este, la Ghiță Gabor, dacă cine cunoaște terenul, la Ghiță Gabor este o bucată între locuințe acolo, tot la fel, nu-i băgat în domeniul public. Noi acum, pentru extindere de gaz, trebuie să introducem în domeniul public și să intabulăm drumul. Și acolo unde se fac extinderi de gaz sau investiții de orice natură, trebuie să fie în domeniul public. Și acolo străduțele care n-au fost băgate în domeniul public, acum deci sunt măsurate, inventariate și... Da, e vorba de mai multe suprafețe. Este vorba și lângă șosea acolo, dacă știți, care urcă în sus, lângă Dani Moraru, unde a făcut el o construcție. Acolo și acolo s-a băgat în domeniul public. Da, deci acolo la Ghiță Gabor. La Ghiță Gabor sunt două bucățele.
aici la, în spatele cimitirului ortodox, așa, dincolo la șosea. Și dacă... Da, ce bucăți. Da. Și încă o bucată, mi se pare, la Silvic aici. Da. Da. Cine este pentru? Împotriva? Atenție. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor din domeniul public și privat al Comunei Corea Bălcet, județul Bacău, aferent sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al Comunei Corea Bălcet. Se aprobă lista bunurilor din domeniul public și privat al Comunei Corea Bălcet, județul Bacău, aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare conform anexei numărul 1 la prezent. Deci aici e vorba de alimentare cu apă și canalizare. Valorile, deci la valorile astea de apă și canal, conductere și tot ce înseamnă apă și canal se introduc în inventar. Deci ca și... Toate proiectele care au fost făcute pe alimentare cu apă și canalizare, proiectele există, ele sunt foarte voluminoase, n-aveam cum să le pun la anexă la proiectul de hotărâre. Se introduc în inventarul comunii ca și valori. Dacă doriți valori, pot să vă dau valori. Documentația este foarte stufoasă, deci e vorba de două roade de hârtie. N-aveam cum să trag la Xerox tot ce... Vă dau un exemplu la sat Nicolae Bălcescu, așa, 4.652.602.000 lei. Deci asta înseamnă valoarea totală a inventarului pe rețeaua de canalizare și împărțită pe sat. Deci cam asta înseamnă inventarul rețelei de apă și canal pe Nicolae Bălcescu împărțit pe sat, pe Galben, Valea Seacă și Bălcescu. Da, are cineva ceva de obiectat? Spune-mi la voi, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor de străzi pentru satele componente ale Comunei Corea Bălcet cu județul Bacău. Aici... Da, nu se vede, dacă sunt... Da, este vorba de nomenclatorul stradal care a intrat, ca să spun așa, pe linie dreaptă. Deci tot ce am discutat noi, se vor schimba și numele de case. Pe o parte sunt cele cu soț, pe partea cealaltă, deci pe fără soț, s-au dat numere din nou. La toate imobilele se schimbă. Nu, no. Au rămas aceleași, acolo unde n-au fost denumiri date, s-au completat. Dar bineînțeles că... Nu v-ați putea de pe viitorul, pe trecutul. Și la Galben, Buchila, peste tot, în toată comuna, s-au dat denumiri de străzi. Și asta cu DN2-ul cum a rămas? Păi haideți să vedem. DN2 era impropriu, pentru că... Da. Păi șoseaua. Da, și s-a dat Alexandru Ioan Cuza, parcă, nu? S-a încercat, din toate vă dați seama că nu e ușor. S-a lucrat vreo două luni de zile sau trei luni de zile și prea aici, strada care era împărțită în două, Ioan Sociu, a rămas tot Ioan Sociu, că n-ai cum să mai jumătăți, da. Jumătăți de măsuri. Din de asta, nu? Care de la da. Da. S-au dat de mic și Împotrivă? Asta e.
Da, nu știu, cum mari stau eu. Proiect de hotărâre privind stabilirea coeficienților de salarizare pentru serviciul public de utilități, asistență personală, persoane cu handicap și îngrijitori la domiciliu începând cu 01.01.2018. Și stabilesc coeficienții de salarizare pentru serviciul public de utilități, asistență personală, persoane cu handicap și îngrijitori la domeniu începând, la domiciliu începând cu 01.01.2018. Deci, da, deci salariile s-au mărit, s-au indexat, știți foarte bine, salariul minim crește de pe 1 și aici trebuiau modificate salariile și coeficientul, deci e vorba de 19.000 brutul, doar că va fi un 14.000, 1.414.000 netul. Și mai există și schimbările de la angajator la, deci se trece plata dările salariale la salariat. Nu schimbă cu nimic salariile, crește cu un leu, 2 lei în măsura asta. Am dat un semnat cu un coeficient anume, deci salariile nu scadă. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Da, este anexa care arată. La diverse? Suplimentare. Asta e suplimentar, da? Nomenclator, dacă... Da. La nomenclator, dacă sunt obiecțiuni, acum... Dar nu numai că ai tehnologie în fond. Ce nume? Da. Lucru. Da. A venit Moș Crăciun? Ce? Pe lucru. Pe Moș Crăciun. Bună ziua. Bonjour. Pe scapă. Hai, gândiți-te. Dar dorea că te termin ședința și după. Am o rugăminte, da. O secundă. Mai sunt probleme la diverse? Păi nu, dar erau două suplimentări. Strada și cu majorul la serviciu. Da, viceprimarul? Viceprimarul are soția operată, deci a plecat chiar. Da. Ca să știm dacă închidem ședința. Mai sunt diverse? Putem închide ședința? Apa ședință. Cu 12 ședințe. Dar să știe și plugușul, vine și închide ședința. Declară încheiat ședința. Să știi când se închide obiectivul. Să intre. Păi, cică voi trei foi, hai căpriță după noi. Ștefane, pe juca că ai stat și ai mâncat. Atențiune și răbdare, au utilizat țiganii, au utilizat forța pe Comitetul Democrat. Au țiganul Hanculina, au adus flota și mă am trei firme de import, pe vreo 6 de export. Stați cu țic că mă așteaptă țiganca afară. De unde ai venit locul? America. Și cât copii am eu mai fost? Cu 2 și cu 2, doar 2 stari. Eu sunt țiganca Mariana de pe strada Sfântana. Eu bat pierul cu ciocanul ca să iasă gălăganul. Hop, hop și iar hop, am ajuns în iar Marochi la ciobanul cu cojor. Eu ciobanul Ionel din comuna Cireșel. Îmi trage cu Ionelul botizat de Ceaușel. Și am zis că n-a să-ți iară cu o capă. De vânzare ca prasă. De vânzare, măi, țigane. Și cât să ia pe ea? 2000 de parași capă la fia ta. O dai scumpă, mai puțin o lași. Asta e capul de galași cu 100 kg. Okay, da, măi, țigani. Deci ca joacă. Joacă în cap, bine, bine. Nu mă faci de rușine. Nu sta ca o domnișoare. Ca pe cont secretar. Joacă bine de buri. Ce m-a dat pe la cir. Joacă bine din picioare. Ca la doamne, directoare. Și până la urmă ce are capra asta? Să rămâne medicinală.
Are care la măsele. Are, și un pui de drac în ele. Are coada răsucită. La cap o dinamit. De cap o apă și a uitat să mănânce ceapă. Dar cu un pic de usturoi, capra m-am bea înapoi. Sânge roșu, închegat, capra noastră a via. Iuiu, ce